O să încep prin a citi un verset din capitolul 12 din Evrei, după care o să mă întorc din nou la Vechiul Testament. Evrei 12, capitolul 12, versetul 1 și noi, dar fiindcă suntem înconjurați cu un nor așa mare de marturi, să dăm la o parte orice piedică și păcatul care ne înfășoară așa de lezne și să alergăm cu stăruință în alergarea care ne stă înainte. Și noi, dar, fiindcă suntem înconjurați cu un nor așa de mare de martori. Să dăm la o parte orice piedică și păcatul care ne înfoșoară așa de lezne și să alergăm cu stăruință în alergarea care ne stă înainte. Doamne Tată din ceruri, deschide-ne mintea și inima, ajută-ne să înțelegem prin Duhul Tău cel Sfânt descoperă în tainele Scripturii și principiile Cuvântului Lui Dumnezeu ca să le putem aplica în viața de zi cu zi și să nu mai pierdem, ci să fim mai mult decât biruitori. Amin. Vă spun că am emoții. Credeți-mă. Am emoții, am emoții, dar știu că Domnul e cu noi. Cuvântul Lui Dumnezeu e viu și adevărat. Și am citit acest pasaj pentru că am vrut să pun o temerie la ce o să predic astăzi din Cuvântul Lui Dumnezeu. O să vorbim astăzi despre acele legături invizibile manifestate în realitate, care ne blochează din mersul nostru, care ne blochează din înaintarea noastră creștină, care de multe ori sunt acolo și nu știm de ce nu avem biruință în încercare, de ce nu avem biruință asupra păcatului, de ce cădem așa ușor la ispitele celui rău. De ce? Pentru că avem acele tipare invizibile cu care ne-am obișnuit și care le cărăm după noi, le acceptăm ca și un status quo acele tipare care vin din trecutul nostru, din familiile noastre. Dar Biblia spune că dacă ne vom uita adânc în oglinda de vom discerne ce nu este în acord cu Dumnezeu. Spune Scriptura acolo în Iacov 1 cu 25, dar cine își va adânci privirile în legea desăvârșită, care este legea libertății și va stărui în ea, nu ca un ascultător uituc, ci ca un împlinitor cu fapta, va fi fericit în toată lucrarea lui. Amin. Tot Scriptura spune, veți cunoaște adevărul și adevărul vă va face liberi. Și ce am văzut în ultimii 31 de ani? Am fost nu la sute, la mii de conferințe. Am fost participant, am fost vorbitor, am văzut oameni care au venit, au intrat, au părut că primesc eliberare, dar după aia în săptămână au luat-o de la capăt, de la nivelul zero de unde erau. Au părut că sunt eliberați și poate unii dintre ei chiar au fost eliberați. Însă, când a început viața reală, ziua de luni, și-au dat seama că încă n-au fost eliberați cu adevărat. Sau dacă au fost, n-au știut ce să facă cu acea eliberare. Pentru că Scriptura ne învață un principiu și vreau să-l spun încă de la început, doar ascultarea păstrează eliberarea. Dumnezeu te poate elibera într-o secundă, dar tu trebuie să rămâi liber. Amin? Și noi știm că Scriptura spune că doar în relație cu adevărul noi suntem eliberați constant. De aceea, dragul meu, sunt oameni care făgăduiesc slobozenia la altora în timp ce ei înși sunt robai ai stricăciunii. Căci fiecare este rubul locului de care este robit. În adevăr, dacă după ce au scăpat de întinăciunile lumii, spune Scriptura, prin cunoașterea Domnului și Mântuitorului nostru Iisus Hristos se încurcă iarăși și sunt biruiți de ele, starea lor de pe urmă se face mai rea decât cea din tâi. Să tot vorbește de legături generaționale, de tipare, de comportament, că trebuie să schimbăm una și alta, că Dumnezeu le face pe toate și noi nu trebuie să facem nimic. Care este adevărul? Adevărul este că te face liber. Ăsta e adevărul. Dar odată făcut liber, tu trebuie să lupți să rămâi liber. De ce? Pentru că diavolul întotdeauna își va căuta foștii sclavi și va încerca să-i lege din nou în minciunile lui. El este mincinos și tatăl minciunii, spune Scriptura. De aceea ne curajează Cartea Evrei. Suntem înconjurați de acest mare nor de martori. Să dăm la o parte orice piedică și păcatul care ne înfășoară așa de lezne și să alergăm cu stăruință în alergarea care ne stă înainte. Iată că viața creștinului este o alergare, este o cursă, este un maraton, nu este un eveniment. Azi ai venit la o conferință, ai fost atins de puterea Lui Dumnezeu și mâine pleci în vacanță și ți-ai luat gândul de la biserică și de la viața spirituală. Îți spun ceva, diavolul, nu merge în vacanță. Poți să mergi în vacanță, poți să-ți relaxezi fizicul, eu știu, mintea, dar sufletul, du-te, Domnul să te binecuvânteze, dar nu uita că și în vacanță tu ești într-o luptă spirituală. Diavolul nu doarme și nu și ia vacanță spirituală. De aceea aș vrea să mergi și să vedem în viața unui om care se numește Avram patru tipuri de eliberări care le-a avut. De ce am fost călăuzit să vorbesc de aici? pentru că și eu m-am luptat cu aceste tipuri de legături și cunosc atât de mulți tineri care vin în biserică și sunt atinși de puterea lui Dumnezeu, atât de mulți seniori care stau de 30, 40 de ani în biserică și totuși continuă să care după ei legăturile trecutului. În seara asta, Biblia vrea să ne învețe prin modelul avramic, ce să facem, cum să scăpăm și cum să păstrăm eliberarea care Dumnezeu ne-o dă. Pe viața pe parcursul vieții patriarhului Avram e întins pe mai multe episoade și voi știți că el a fost într-o într familie a, a, a cărui tată era făcător de idoli. Ei se închinau zeilor, se închinau păgânilor și în momentul ăla dumnezeu i a dumnezeu i-a făcut o chemare. Deci aș vrea să stabilesc încă de la început că aceste patru tipuri de eliberări, de legăturile trecutului, sunt eliberări de care avem și noi nevoie. Prima eliberare este liberarea de vocea familiarului și a tiparelor culturale. Îi spune Domnul în Scriptura, în Geneza 12, de la 1 la 5, Domnul zisese lui Avram, Ești din țara ta, din rudenia ta și din casa tatălui tău și vin în țara pe care ți-o voi arăta. Voi face din tine unea mare și te voi binecuvânta. Îți voi face un nume mare și vei fi o binecuvântare." Voi binecuvânta pe cei ce te vor binecuvânta și voi blestema pe cei ce te vor blestema și toate familiile pământului vor fi binecuvântate în tine. Avram a plecat cum îi spusese Domnul și a plecat și Lot împreună cu el. Avram avea 75 de ani când a ieșit din Haran. Prima și una din cele mai tari legături care le-am văzut eu în viața mea, când m-am pocăit și în viața altor oameni care vin la credință, este legătura aceasta de familie, legătura familiarului. Eu vreau să vă întreb, câți oameni de-a lungul timpului nu au fost opriți de această legătură din a-L urma pe Iisus Hristos? Spunea un tânăr Domnului Hristos, lasă-mă mai întâi să-mi îngrop tatăl. Cu alte cuvinte, Doamne Hristoase, când o muri tata, după ce împărțim averea, mai vedem dacă te voi urma. Iată că aceste legături sunt niște legături invizibile, dar te pot opri din înaintarea ta spirituală. De aceea, Avram este chemat să iasă din țara, din casa tatălui, din rudenia lui, din toate rudele de sânge. Dar, dragul meu, poate pe tine, Dumnezeu, nu te cheamă într-o altă țară să faci o seminție acolo. Însă trebuie să înțelegi că nu poți, este periculos să pui orice altă relație de sânge deasupra relației cu Isus Hristos. Provocarea e mare. Vocea familiei și a lucrurilor familiare este puternică. Aproape sunt ca niște tipare care necesită efort pentru a le rupe și a birui. De multe ori facem lucruri și eu m-am întrebat, de ce fac lucrul ăsta? La un moment dat stăteam cu unul din frații mei și ne-am pus amândoi în poziția de relaxare, beam acolo apă minerală și eu mă uit la el și el să uit la mine și zic, mamă ce semen cu tata, stai exact ca el. Și tu vorbești, tu nu te uiți că semen cu tata. Facem lucruri fără să ne deam seama că le-am împrumutat din cultura în care am trăit. Și atunci când ne întoarcem spre Hristos, cea mai mare problemă noastră nu este diavolul, e bagajul cultural cu care noi venim la Hristos. De aceea spune Apostolul Pavel, am socotit totul ca un. Da, da, vedeți că noi cităm mereu vorbe din cultura românească, dăm mereu. Zilele trecute, acum vreo câteva săptămâni, am reușit să să schimb mașina, că am avut ceva probleme și îl întreb pe unul, oare o fi bună? Dar el zice, păi nu, cum să o fi norocul? Eu când aud astea cu norocul, știți că îmi crește, începe să-mi crească părul înapoi. Vezi tu, un copil de Dumnezeu, născut din nou, plin de puterea Duhului Sfânt și el este încă tributar tiparelor poporului. De asta, dragul meu, vreau să te provoc în seara asta, să fii un Avram. Da, vocea familiei este importantă, vocea părinților este importantă, vocea fraților este importantă, dar niciodată nu ni se permite, Scriptura nu ne permite să punem vocea lor peste vocea Cuvântului Dumnezeu. Prima și cea mai mare lecție care trebuie să o învețe Avram este să pune vocea Cuvântului Dumnezeu peste vocea familiei și a lucrurilor familiare ale lumii în care trăia. Vezi tu, noi suntem încă tributar trecutului nostru. De multe ori cărăm după noi și trăim în acel sistem sau acel soft de tipare pe care le-am învățat și nici nu știm cum le-am învățat. Funcționăm automat după ele. Venim la biserică, ne îmbrăcăm cu o haină spirituală, dar cum ieșim de la biserică, deja devenim noi. Noi care? Noi cei care am fost formați datorită culturii în care am trăit. Eu am fost născut într-o cultură ortodoxă. Bunica mea se numea Parascheva. Peste drum de casa noastră îi spuneam la Adina într-o zi, în dreapta era restaurantul, barul și în stânga era biserica. În spate era grădinița. Am fost crescut în cultura aia compromisului și amestecului. Am văzut cum oameni care mergeau la biserică, după ce ieșeau, mergeau în bar, erau morți de beți, să băteau și făceau tot felul de lucruri neîngătuite de Scriptură. Nu înțelegeau că Dumnezeu ne cheamă la o viață de separare. E, Dumnezeu îi cere lui Avram, Avrame, rupete de cultura în care ai crescut, de cultura idolatră, de tiparele tale de gândire vechi. Și Scriptura spune, nu vă potriviți chipului veacului acestuia. Dacă putem face o paralelă între locul de unde a ieșit Avram, din Hur, da? din Caldea și după aia din Haram, noi putem face o paralelă cu lumea aceasta. Lumea are un sistem după care funcționează, corect? Noi suntem chemați să funcționăm după alt sistem, după sistemul împărăției de sus, nu după sistemul lumii de jos. De aia spune Scriptura să ne rupem, să ne separăm. Sunt foarte mulți oameni care vin la biserică și sunt oameni, oameni faini, dar când vorbești cu ei, vezi că gura lor vorbește ca și cum n-au fost niciodată transformați de Dumnezeu. Vezi că ceea ce scot pe gură mărturisesc tipare ale credinței și valorilor lor care țin de trecutul lor. Și după aia se întreabă de ce n-au puterea Duhului Sfânt să întreabă de ce nu sunt transformați. Prima lecție care a învățat-o Avram a fost că trebuie să pună vocea cuvântului lui Dumnezeu peste vocea familiei și a lucrurilor familiare, al zonei Lui de confort în care trăia. De asta Dumnezeu îi cere să iasă. Vezi, în lumea de astăzi sunt atâtea voci care vorbesc. Dacă dai pe YouTube, nu știu, ce vrei tu? În zona asta protestantă, predici, prorocii, ce vrei tu găsești? Toată lumea își face un canal și devine vedetă peste noapte, are câteva viuri. Și noi trebuie să avem grijă, ca și Avram, la ce voce ascultăm și la ce tipare răspundem. Pentru că Dumnezeu ne cheamă să răspundem la o singură voce care trebuie să aibă prioritate, vocea cuvântului lui Dumnezeu. Amin! Vreau să te întreb, ai fost și tu eliberat de această voce a lucrurilor familiare? Băi, dar de ce face asta? Îmi spuneam, unul. Băi, sincer, le fac, nici nu știu de ce le fac. M-am învățat cu ele, știu că nu sunt sănătoase, știu că nu-i sănătos să mănânc așa, dar mănânc. Știu că nu-i sănătos să beau atât acolo, dar beau. Știu că nu-i sănătos să gândesc așa, dar gândesc. Știu că nu-i sănătos să fac aia, dar o fac. Știu că nu-i sănătos să dau peste nas, dar așa să dădeam familia noastră. Fiecare dădea peste nas altuia. Știu că nu-i sănătos să vorbesc doar eu, dar vorbesc doar eu la o întâlnire. Vezi tu, noi am moștenit niște tipare străine de Dumnezeu. Dar atunci când venim la Dumnezeu, Dumnezeu ne învață să renunțăm la aceste tipare. Și să nu ne mai lăsăm legați. Da, Avram a trebuit să iasă. A pierdut siguranța familiarului. Dar știi ce? Dacă vei pierde siguranța temporară și vei merge cu Dumnezeu, vei primi o liniște și o siguranță permanentă care lumea aceasta nu ți-o poate da. Nimeni nu zice să te cerți cu familia, nimeni nu zice să te cerți cu tatăl tău, dar trebuie să înțelegi ce loc și ce rol joacă tatăl tău în viața ta. Îmi spunea cineva, nu știu, ciudat, dar erau creștini, credincioși. Bă, divorțează de asta că nu e bună pentru tine și ia-ți alta că Domnul îți va purta de grijă. Și întreb, da, ta scuză, mă iartă-mă că te întreb, tata tău e credincios? Da, frate, e de la adevărat. Și cum te poate tata tău învăța ceva ce Scriptura nu dă Păi nu că așa au văzut el pe acolo, pe acolo cum se face și îi se pare că aia nu mă face fericit și nu-i femeie de casă și nu știu ce. Dragul meu, trebuie să fim atenți. Sunt părinți care dau sfaturi duhovnicești, dar sunt părinți, cum a fost și părintele meu, care mi-a cerut un lucru, mi-a zis așa, renunță la Dumnezeu, renunță la pocăință și te voi pune în testament. Asta își cere și diavolul astăzi. Renunță la Dumnezeu, renunță la pocăință și îți voi da să guști din comorile vieții acestea. Nu trebuia neapărat să pleci fizic din țara ta, dar e necesar să identifici acea voce a siguranței false și a familiarului și să încep să asculți mai mult de vocea lui Dumnezeu care îți vorbește prin cuvânt. Lecția lui Avram e mare pentru mine, vă spun, ieși. Este un moment în care trebuie să ieși să spui, tată, te respect, mamă, te respect, dar ce spuneți voi nu este cuvântul lui Dumnezeu. Eu sunt chemat să ascult de Scriptură. Poate n-ai fost pus în poziția mea, n-ai fost pus în poziția mea să faci compromis. Eu am fost pus în poziția de a mă lepăda de Hristos, de către familia mea. Și a trebuit să aleg între vocea lor și vocea Cuvântului Lui Dumnezeu. Alege-L pe Hristos! A doua eliberare care a primit-o Avram, a primit-o destinele lui. De vocea mândriei și independenței. Nu știu dacă știți, dar trimis în țara Canaan, la un moment dat a venit o foamete și Avram a luat lucrurile în mâinile lui proprii în loc să asculte cuvântul lui Dumnezeu. Care era porunca? Du-te în țara pe care ți-o voi ară și așa stea acolo. Care era țara? Țara Canaan. Ce face Avram? Geneza 12. A venit însă foamete de la, între, de la 10 și de la 15, 20. A venit însă o foame în țara aceea și Avram s-a coborât în Egipt să locuiască pentru câteva vreme acolo, că era mare foame în țară. Slujba și cei mai de fruntea lui Faraon au văzut-o pe Sara, pe soția lui și au lăudat-o la Faraon și femeia a fost adusă în casa lui Faraon. Pe Avram l-au primit bine din pricina ei și Avram a căbătat oi, boi, măgar, robi, roabe, măgărițe, cămile. Dar Domnul a lovit cu mari urgii pe faraon și casa lui din pricina nevestei lui Avram Sarai. Atunci faraon a chemat pe Abraham și a zis, ce mai ai făcut? Pentru ce nu mi-ai spus că e nevastă ta? De ce ai zis, este sora mea și am luat-o astfel de nevastă? Acum iați nevasta și pleacă. Și faraon a dat poruncă oamenilor lui să-l petreacă pe el dincolo de granițele Egiptului, pe nevasta lui și tot ceea ce avea. Atenția! Porunca lui Dumnezeu fusese clară. Du-te în țara Canaan și așa de acolo. Însă Avram mai avea o legătură de care trebuia desfăcut. Și știu foarte mulți pocăiți care vin la biserică, ridică mâini pe sus, cântă, știu harfa, știu cântări noi, dar sunt mândri, sunt independenți de Dumnezeu. Și asta a fost minciuna satanei încă de la Geneza. Fi independentă, fi independent, nu trebuie să asculți de Dumnezeu. El ascultă vocea sinelui, se lasă dus de mândrie și de spiritul de independență și găsește el o soluție. N-a mai avut încredere în Dumnezeu care poate să poarte de grijă. Avram nu numai că și-a pus în pericol viața, soția care este dusă în haremul lui Faraon, dar își pune în pericol și viitorul. Și Dumnezeu trebuie să intervină și să corecteze decizia lui Avram și să-l aducă înapoi în țara promisă. A doua mare lecție care Avram o învață este să stai acolo unde Dumnezeu îți spune să stai și să nu iei inițiative de astea din mândrie, din sine sau motivate, eu știu, de oportunități, ci să stai unde Dumnezeu îți spune să stai până când El te va muta. Atenție, nu suntem mai deștepți decât El. Nu lua inițiative din frică și mândrie, lasă că mă duc eu până acolo să fac bani mai mulți. Ești motivat de bani, atât. Mă duc eu până acolo că eu știu mai bine, dragul meu, Obișnuiește-te cu ideea Dumnezeu e mai înțelept decât noi. Avram a învățat că atunci când ei decizii de parte de Dumnezeu se termină în dezastru. Când ei decizii din independență, din mândrie, din egoism, din sinele ăla înălțat. A, pentru sinele meu o fac, pentru gloria mea. Noi nu suntem chemați să trăim în independență de Dumnezeu, ci în dependență. Și exemplul supreme Domnului Iisus Hristos în Ioan capitolul 5, Fiul nu poate să facă nimic de la sine. Face doar ce vede pe tatăl făcând întrebare. Tu ai inițiative din astea de la sine, firești. Stai și te gândești, voi dacă mi-aș muta și mi-a schimbat, poate aș face mai mult, poate aș și mai bine, poate aș face așa și poate aș face așa. Dacă m-aș muta în cutare loc, poate aș da lucrurile și aș ieși și eu la liman. În sfârșit aș demonstra familiei mele că sunt și eu valoros și valabil. Dragul meu, rămâi acolo unde Dumnezeu te-a pus trebuie să învățăm că unde ne pune Domnul, trebuie să stăm. Și să nu depășim liniile cuvântului lui Dumnezeu pentru că ele ne protejează, amin? Îmi spunea cineva, ce tot atâtea linii, ce tot atâtea predici, cuvânt, 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 dragul meu, când mergi pe autostradă ai linii de protecție. Ce s-ar întâmpla dacă nu ții benzile? Știi ce se întâmplă? Poți să mori. De asta, benzile, Cuvântului lui Dumnezeu sunt acolo să te protejeze. Dumnezeu ți le-a dat pentru binele tău și mi le-a dat pentru binele meu. O, oh, Doamne, ajută-ne să rămânem în aceste linii ale cuvântului Lui Dumnezeu. Te întreb, ai fost eliberat de ispita independenței, de a lua decizii fără Dumnezeu? O, oh, știu mai bine decât Dumnezeu. E sigur? Dragul meu, tu nu fost să descifrezi viitorul. Tu poate ce vezi acum, ți se pare o stradă cu oportunități bună, mă duc în cutare citate și fac un business acolo sau mă apuc de un alt job sau deschid aici o altă paranteză, dar mai pe urmă decizia asta poate să ducă la moarte. Rămâi acolo unde te-a pus Dumnezeu. Mulțumește-te cu ce ai și Dumnezeu te va binecuvânta în și amin? Avram n-ar fi trebuit niciodată să se coboare din Canaan în Egipt. Și dovada avem în viața lui Isaac, care a experimentat o foame de asemănătoare. Și Dumnezeu ce îi spune? Nu te coborâ în Egipt. Ascultarea e mai tare decât jerfele. Vezi, Avram e eliberat de vocea familiarului, de vocea familiei, de tradițiile lor cu care venise. Apoi e eliberat de vocea sinelui, e o eliberare puternică asta, când în sfârșit îți predai sinele și zici, Tată, facă-se nu voia mea, ci voia ta. Dacă vrei să fiu măturător pentru toată viața mea, îți mulțumesc. Dacă vrei să mă faci director, îți mulțumesc. Dacă vrei să fiu la scara blocului administrator, îți mulțumesc. fă -mă ce vrei tu să mă faci, pentru că știu că mă iubești. A treia eliberare pe care Avram a experimentat-o este eliberarea de relații nesănătoase și mentalități oportuniste, în care era prins mai ales nepotul său, Avram oarecum pot să spun așa că un blac cu trecut în spate cu această relație nocivă care se numea l o Lot. Lot era omul oportunităților. Și Dumnezeu intervine și aici. Era o relație contraproductivă, nu era o relație sănătoasă. Geneza 13 de la 6. Și ținutul acela nu îi încăpea să locuiască împreună, căci averile lor erau atât de mari încât nu puteau să locuiască împreună. S-a iscat o ceartă între păzitorii vitelor lui Avram și păzitorii vitelor lui Lot. Cananiții și fereziții locuiau atunci în țară și Avram a zis lui Lot, Avram a zis lui Lot, te rog să nu fie ceartă între mine și tine, între păzitorii mei și ai tăi, pentru că suntem frați. Era nepotul lui, dar îl considera ca un frate. Eu, 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 eu tin să cred că Lot s-a îmbogățit pe spatele lui Avram. Pentru că atunci când Lot a plecat cu Avram, n-avea multe, era mic, era tânăr. Era nepotului. Și știți cum e? Nu, nu ou îmbogățește pe găină. Invers, nu? Găina îmbogățește ou, da? Face ou. Nu-i nu oare toată țara înaintea ta? Mai bine desparte-te de bine și spune lui Lot, dacă tu apuci la stânga, eu voi apuca la dreapta. Dacă tu apuci la dreapta, eu voi apuca la stânga. Ce se întâmplă aici în Avram? El, care era mai bătrân, în cultura aceea patriarhală, trebuia să aibă prioritate. Și ce face Avram? Renunță la oportunități Ălea care să vedeau cu ochii liber. Și ce îi spune Lulot? Alege tu. E interesant că provocarea asta de a se desprinde de Lot, Lot, omul ăsta, nepotul ăsta oportunist care spune Scriptura că s-a uitat Lot, ia să văd ce bucat o iau și ce că a văzut câmpiile bine udate ale Iordanului care duceau înspre Sodoma și... Și a zis, ăștia sale mele, ia tu pustiu. Interesant. I-a dat prima șansă. Oarecum Avram și-a pus viața în risc, pentru că omul a ales partea cea mai bună. Avram a rămas cu deșertul, dar Avram avea un Dumnezeu a tot puternic care putea să facă viață în deșert. Imediat după despărțire, ce mă șochează la pasajul ăsta, e că Dumnezeu le ia pe Avram deoparte și îi dă promisiunile. Atenție, te-ai gândit vreodată că poate cari relații obiceiuri, tipare în spate, de atâția ani și Dumnezeu tot spune lasă-le, 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 lasă și tu nu vrei. Și Dumnezeu nu-ți poate da promisiunile pentru că ești cu acești oameni după tine? Eu am experimentat asta. Și alții au experimentat asta. Îmi spunea cineva, Sani, nu pot să înțeleg. Când în sfârșit am renunțat la relația asta, au deschis toate ușile. Ce am făcut? Zic că ai făcut ceva, ai ascultat de cuvântul lui Dumnezeu. N-ai mai jucat rolul de salvator în viața nimănui. Le-ai lăsat pe Dumnezeu să mântuiască, l-ai lăsat pe Dumnezeu să judece. Și tu ai fost ascultător. Pentru că numai ascultarea păstrează eliberarea. Și aduce cuvântarea. Amin? Avram primește promisiune exact după despărțirea de lot. Spune Scriptura așa, Geneza 13. Domnul a zis lui Avram după ce s-a despărțit de lot. Începând cu versetul 14. ridică ochii. Și din locul în care ești privește spre miază noapte, spre miază zi, spre răsărit și spre apus. Următorul verset. și toată țara pe care o vezi, ți-o dau seminției tale, ție și seminției tale în veac. E incredibil! E incredibil! Avram renunță la țară și Dumnezeu o dă înapoi. Avram renunță la lot și Dumnezeu zice, oricum nu-i pentru el. Am învățat un principiu care vreau să-l împărtășesc cu tine. Unii trăiesc în frica de a pierde oportunitățile prezente. Și știi ce? Sunt tot timpul cu ochii să vadă ce mai apare până să facă un business, să iasă un ban, pentru că sunt motivați de a produce. Dar sunt alții care și ei vor să facă bani, dar mai prioritar pentru ei să asculte de Dumnezeu. Ăștia primii, categoria aia primii, trăiesc într-o frică permanentă, că poate pierd ceva, poate să mișcă ceva în oraș, în țara sau în sistemul lumii acestea, care ei pot să-l piardă și sunt tot timpul cu ochii pe oportunități. Încercând să-și creeze un viitor singuri, dar la sfârșit realizează că au luat mărul otrăvit. Însă sunt alții care au încredere în Dumnezeu, care spune că El va purta de grijă după bogăția Lui, în, nu în America, nu din Oradea, nu din România, ci din cer, din slavă. Și știți ce am învățat în ultimul an? Că nu poți ține ce nu ți este dat și nu poți pierde ce Dumnezeu ză să, să ai, să ții. Nu poți ține ce nu ți este dat dacă nu e al tău. De ce abate chinui? Nu poți ține. Degeaba te lupți să ai jobul ăla, degeaba te lupți să ai poziția în biserică, nu poți ține. Degeaba te lupți să ai biserică, degeaba te lupți să faci aia și aia, nu poți ține. Nu poți ține ce nu ți este dat și nu poți pierde ce Dumnezeu îți dă. Amin. Spune Ioan, botezătorul, într-o circunstanță, zice că voi iniți ucenicii, disperați la el. Ioan, învățătorule, ucenicii lui Isus și Isus au început să boteze oameni mai mulți decât tine. Și ce spune Ioan? Omul nu poate primi decât ce-i dat de sus. Adică dacă e lucrarea lui, nimeni nu-l va putea opri. Nu poți ține ce nu ți este dat și nu poți pierde ce Dumnezeu îți dă să ai. Vezi tu, Avram a eliberat țara din mâini și Dumnezeu o dă înapoi, e pentru tine. Când Dumnezeu vrea să te promoveze nimeni de pe planeta asta, nu poate să-L oprească pe Dumnezeu. Așa este? Dumnezeu e mare! Dar îmi place că Avram primește aici eliberare de această relație nocivă și aș putea face o mică, mică oprire aici să te întreb. Există relații nocive care tu le hrănești în viața ta? Oameni pe care vrei să salvezi și care e spate? Crezi că îți vor face binele? Există relații nocive care le ai pe virtual, pe internet? Lucruri care le întreții? Oare Oare un cont pe Instagram care îți mănâncă 3-4 ore pe zi nu e o relație nocivă? Oare un cont pe Facebook și pe TikTok, curiozitate, hai să văd ce mai e, ce mai aleargă pe internet. Că curiozitatea aia nu e un fel de lot. Mama când era mic îmi spunea o vorbă. Oamenii curioși mor repede. Și m-am gândit, cum mamă mor repede? Chiar, adică mâine o să mor Zice, nu, dar dacă tot o să fii curios și acolo, și acolo, și acolo, până la urmă te va păli ceva. Mai bine răstignește-ți curiozitatea, răstignește-l pălot, leapă de-l pălot, pe pentru că în contextul în care ești gata să-l pui pe Dumnezeu ca relație primordială, toate, eu cred că Lot pentru Avram era un om, nu numai că era oportunist, dar era și un om pe care să-l sprijine. era îi dădea siguranță. Avram era bătrân, Lot era tânăr. Însă când Avram a dat drumul la toiagul la Dumnezeu a devenit toiagul lui și s-a sprijinit pe el. Ce vrei să ai un om lângă tine să te sprijinească sau pe Dumnezeu stânca veacurilor, care nu poate fi clintii Vezi tu, e o chestiune de încredere. Scriptura spune că cel ce se încrede în Dumnezeu este tare ca muntele Sionului. El nu se clatină. Te clatin tu în săptămână când primești o veste rea financiară sau o veste de boală sau vezi că îți mai este eu știu ceva, o venă, mai ți iese una la aici, mai ți iese una la... Doamne, cei cu mine? Te uiți cu îngrijorare te uiți cu îngrijorare sau stai tare ca muntele Sionului și zici, orice ar fi, Dumnezeu va purta de grijă. El m-a mântuit, El are puterea să mă țină și mă va duce până în împărăția Lui cerească, amin? A patra eliberare și probabil cea mai sensibilă din seara asta, aș vrea să predic cu grijă de ea, este eliberare de influența vocii cele mai intime persoane din viața lui Avram. Geneza 16, de la 2 la 4. Și Sarai a zis lui Avram, ia uitați aici ce scrie Scriptura, cum îmi vinovățește Sara pe Dumnezeu. Iată, Domnul m-a făcut stearpă și am o soluție. Intră, te rog, la roaba mea, pentru că voi putea să am copii prin ea, în original spune, voi putea să construiesc o casă prin copiii ăștia, în, cultura de atunci, dacă ți se nășteau copilul pe genunchi, chiar dacă era din roaba ta și era roaba ta, tu erai stăpână, era ca și copilul tău, puteai să-l adopți. Și ce intră la ea pentru ca să-mi pot construi o casă, că eu nu am răbdare să lucreze Dumnezeu. M-am cam săturat. Șoc total. Citim următorul verset împreună. Nu, 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 înapoi. Partea B din versetul precedent. Avram a ascultat cele spuse de Sarai. Păi cu un capitol înainte îi vorbise Dumnezeu și i-a spus, eu îți voi da un fiu eu îți voi da un fiu. Eu îți voi da un fiu. Eu îți voi da un fiu. Nu trebuie tu să începi să-L ajuți pe Dumnezeu. Hai să-L ajutăm, că uite, trece timpul. Vezi tu, aici Sara n-a fost inspirată. Și Avram, în loc să asculte de cuvântul lui Dumnezeu, s-a plecat și a ascultat de o relație inferioară cuvântului lui Dumnezeu, care a fost soția lui. Pentru că, vezi tu, relațiile astea intime dintre soț și soție te pot influența. De aceea trebuie să discernem când vine de la Domnul și când nu vine de la Domnul. O soție poate să-ți dea și sfaturi bune. Mai târziu un text, Sara vrea să alunge pe Agar și copilul ei, că zice, nu vor moșteni împreună cu copilul meu Isaac. Și Avram e supărat și Domnul îi zice, de data asta ascultă o pe Sara, ce zice ea, e bine, că nu va moșteni Ismael cu Isaac. Dar prima dată Sara îl sfătuiește prost. Și Avram, ca un soț ascultător, ascultă nu de Dumnezeu, ci de, de ea. Vocea celor apropiați e importantă, dar să nu uităm că orice abatere de la cuvânt se numește neascultare. Chiar dacă sunt cei apropiați, cei apropiați și vreau să clarific asta, au rol de confirmare în viața noastră, nu de direcție. Părinții tăi, dacă ai trecut de 18 ani și te-ai căsătorit, au rol de confirmare, nu de direcție. Direcția ți-o dă cuvântul lui Dumnezeu. Dacă ești minor, atunci Dumnezeu va are grijă de tine prin părinții tăi. Dar dacă ai făcut, mă îndoiesc că Sara și cu Avram erau minori. Știți câți ani aveau, nu? Și totuși Avram face greșeala asta mare. Cei apropiați, cum spuneau, au rol de confirmare, nu de direcție. Doar cuvântul lui Dumnezeu trebuie să-ți dea direcție valabil și la cei care alergați după prorocii. Și la cei care sunați un profet. Aveți grijă. Profetul trebuie să vă confirme ceea ce deja Dumnezeu ți-a vorbit ție în privat din cuvântul lui. Pentru că Dumnezeu nu va înălța niciodată un om peste cuvântul lui, înțelegeți? Duhul Sfânt al lui Dumnezeu, Duhul Sfânt al lui Dumnezeu, conform Ioan capitolul 5, 14, 15 și 16, spune Scriptura clar, vă va aduce aminte de ce v-am spus eu, adică Hristos. Duhul Sfânt te conduce la Hristos, Duhul Sfânt îl înalță pe Hristos, Duhul Sfânt îl glorifică pe Hristos, Duhul Sfânt îl mărturisește pe Hristos. N-ar putea nici cum Duhul Sfânt să înalțe un proroc în viața ta. De asta fii atent! Rol de confirmare, nu de direcție. Direcția ți-o dă cuvântul lui Dumnezeu. Acum, după toate aceste eliberări, eliberarea de familiar și lucrurile familiare, eliberarea de sine, de mândria asta, independență, eliberarea de prieteniile nesănătoase, eliberarea de influența vocii persoanelor cele mai apropiate, Dumnezeu în sfârșit îl binecuvântează pe Avram și zice acum ești gata să primești visul care l-am pentru tine. Vezi tu câteodată trebuie să fii eliberat, să te califici, să primești visele care Dumnezeu le are pentru tine. Amin? Un tânăr odată a primit un cuvânt profetic și a venit entuziasmat la mine. Domnul mi-a zis că o să fiu păstor. Dar ce păcat că mie îmi place fotbalul. Dar zice, dar dacă Domnul a zis, Domnul o face. Domnul face, dar tu trebuie să-ți faci parte. Domnul mi-a zis că o să fiu o mamă model. Super! Domnul va crește copiii frate Sani, eu dorm liniștită. Dorm liniștită. Dă-le telefoanele și tabletele și ți le crește sistemul. Tocmai ce am văzut un prunc cum a băgat telefonul. Domnul să-l binecuvânteze. Îl iubesc. A înțeles mesajul. Dragul meu, vreau să te provoc la cercetare. Poate și pe tine te ține legată familia, din a urma pe Domnul, cu toată inima. Poate că nu vrei să-i dezamăgești, nu știu, poate e mândria sinelui, pentru că tu le știi pe toate, dar ai făcut faliment după faliment după faliment. Eu sunt, vă spun sincer, știi ce sunt cel mai șocat și supărat? Apar tot felul de vedete creștine pe internet. Auzi să-mi povestea cineva de o fată care îi dădea doar sfaturi de căsătorie, dar ea nu era căsătorită. Făcea rezumate la cărți. Alt să știu cum să faci nu știu ce, alții știu cum să faci nu știu ce. Dar câți din oamenii ăștia spun, bă, oameni buni, hai să ne întoarcem la Scriptură, pentru că Domnul Hristos a împlinit Scripturile. Dacă ai faliment după faliment și nu funcționează cuvântul în viața ta, dragul meu, nu da lecții la altul. Nu te mânia, dar tu de ce te mânii? Nu vorbea așa cu copiii tăi, dar tu faci la fel. Sau poate te ține legată, cum spuneam, vocea prietenilor, care te influențează mai mult decât Scriptura. Mie mi-au recunoscut zeci de oameni, nu pot să mă pocăiesc cu toate că aș vrea, pentru că îmi pierd prietenii și ăștia sunt viața mea. Eu a trebuit să renunț la prietenii mei, oameni buni. Am crescut de la șase ani cu ei, până la 17 ani aproape. Erau familia mea, era tot ce cunoșteam. Erau oameni care erau gata să ia bătaie pentru mine, să moară pentru mine și eu pentru ei. Erau familia mea și când l-am urmat pe Hristos a trebuit să le spun la revedere. Vocea lor a devenit mică în comparație cu vocea cuvântului lui Dumnezeu. Dumnezeu vrea să te dezlege de lucrurile astea familiare, de frica asta cu să dezamăgești, de mândria sinelui, de vocea prietenilor. Și chiar de influența negativă a partenerului. Dacă este pozitivă, slavă Domnului, asigură-te că este biblică. Nu înseamnă că dacă partenerul tot ți-a dat un sfat greșit odată, e de la cel rău. Dar ceea ce înseamnă este că tu ca sos sau tu ca soție ai responsabilitatea să zici, dragul meu, draga mea, hai să ne întoarcem la Scripturi. Hai să vedem ce zice Scriptura cu privire la subiectul ăsta. Unde e Flaviu? Nu-l cheamă Flaviu? Flavius, iartă-mă că ți-a mâncat un sâ. Am vrut să te mai smeresc un pic. Am o notă explicativă, pentru că s-ar putea ca unii dintre voi să fiți foarte șocați de ce ați auzit azi. E adevărat că Dumnezeu vrea să prețuim relațiile, să iubim oamenii, dar trebuie să ne asigurăm că niciuna din ele nu ne va lega și ne va desparte de Hristos. Pentru că Dumnezeu te vrea liber să răspunzi relației cu El și să faci voia Lui în orice vreme. Și pentru mine vă spun orice relație, vă spun cum văd eu viața, orice relație, absolut orice relație. Ascultați-mă că vă spun bine și trăiesc ce spun. Nu vă predic din căs, vă predic din ce am trăit din Scriptură. Orice relație care devine pentru mine o amenințare la relația mea cu Hristos, o pun deoparte. Continui să-L iubesc pe omul ăla, continui să-L caut, arăt mila lui Dumnezeu, dar nu pot să mă mai las influențat de ceea ce El îmi spune. Înțelegeți? Vocea prioritară în viața noastră trebuie să fie Hristos. Matei 10, de la 37 de la 39, spune așa, Cine iubește pe tată, ori pe mamă, mai mult decât pe mine, nu e vrednic de mine. Cine iubește pe fiu, ori pe fică, mai mult decât pe mine, nu este vrednic de mine. N-aș vrea să intru la capitolul copii, pentru că în România, ca și peste tot în lume, dar cel puțin în România am văzut cu părinți care au transformat copiii în idoli. Dacă copilul nu are chef să meargă la biserică, părintele nu merge. Dacă copilul îți spune, părintele a sărit. Dragul meu, nu uita, ești părinte. Ești părinte și ai o responsabilitate. Nu-ți transforma copiii în idoli. Pentru că Dumnezeu are obiceiul să îndepărteze idolii din viața noastră. Lasă-i să fie copii. Disciplinează-i, crește-i cu dragoste, dar nu-i transforma în idoli. Un sfat pentru părinți, din partea Scripturii. Copiii nu înlocuiesc relația cu soția ta. Cea mea mai mare greșeală pe care o fac, ce am văzut noi din consiliere, de cuplurile care vin copii, uită că mai sunt căsătoriți unul cu altul. Încep să crească doar copii, Copiii cresc, copiii pleacă. Știi cu cine rămâi? Cu ea și cu el. presuiește -i. Cine nu -și ia crucea și nu vine după mine Nu este vrednic de mine Iată moartea sinelui aici Cine își va păstra viața ca lot O va pierde Și cine își va pierde viața pentru mine O va câștiga Da, dragul meu El poate să ne dea eliberare Dar eliberarea trebuie păstrată Și nu uita, eliberarea se păstrează prin ascultare Cu fiecare pas pe care Avram l-a făcut înspre Dumnezeu Și a fost eliberat Ieși, Avram a ieșit desparte-te de lot, s-a despărțit. Renunță la independență, la decizii din astea independente și fără mine, Avrame. Avram a renunțat. Niciunde în Scriptură nu ni se mai spune că a mai luat o decizie independentă față de Dumnezeu. Din potriva atunci când i s-a cerut să-L jertfească pe singurul lui fiu pe care îl iubea. Avram, spune Scriptura dimineață, a pus șaua pe măgar, a luat fiul său și s-a dus. Avram a devenit un model în ascultare, pentru că aia te ține liberat du -te și nu mai păcătui, spunea Domnul Hristos. Ca să nu ți se întâmple ceva mai. Ce se întâmplă atunci când te eliberează, Domnul, la biserică? Uiți că te-ai eliberat, te întorci la tiparele vechi și legătura aia se face una și mai tare ca înainte. Și iarăși umbli legat de mâini și de picioare și nici nu îți dai seama. De aia spune scriptura: păcatul care ne înfoșoară așa de lezne sau ușor sau cu alte cuvinte acolo mai spune un sens al cuvântului fără să ne dăm seama, ne-a legat. Sc. Eu nu vreau să fiu din aceia care făgăduiesc libertatea altora în timp ce eu însu sunt rob al stricăciunii. Căci fiecare este robul lucrului de care este biruit. Am trei versete care mai vreau să le citesc. Și o provocare. Filipen 2, de la 12 la 3. Astfel, dar, prea după cum întotdeauna ați fost ascultători, duceți până la capăt mântuirea voastră. Vedeți că există o ascultare înainte de ducere. Nu poți să duci dacă nu asculți. Cool, N-ai cum. Cu frică și cu tremur, nu numai când sunt eu de față. 2 Corinteni 7, cu 1. Deci, fiindcă astfel de făgăduințe avem, avem o țară care ne așteaptă, avem o lume care ne așteaptă, preubiților, să ne curățim de orice întinăciune a cărnii și a Duhului și să ne ducem sfințirea până la capăt în frică de Dumnezeu. Iată, duceți-vă mântuirea, duceți-vă sfințirea, rămâneți eliberați cu alte cuvinte. Coloseni 1, 22 cu 23, prin trupul lui de carne, prin moarte, ca să vă facă să vă înfățișați înaintea lui Dumnezeu sfânt, fără prihană și fără vină, negreșit, dacă rămâneți și mai departe întemeiați și neclintiți în credință, fără să vă abateți de la nădejdea Evangheliei pe care ați auzit-o, care a fost propovăduită oricărei făpturi de sub cer și al cărului slujitor am fost făcut eu. Există un trebuie. Negreșit dacă rămâneți. Există un trebuie, există o rămânere. Există o rămânere acolo, există o rămânere. Avram a avut credință în Dumnezeu că orice ar lăsa în spate Dumnezeu îi va da ceva mai bun. Orice renunțare la care Dumnezeu îi cere să renunțe, Dumnezeu va avea grijă de el. El a făcut un pas al credinței, încă un pas al credinței, încă un pas al credinței. Pentru că spune Scriptura că el nu căuta o cetate pământească, ci una cerească. Vezi tu, aici nu se vorbește despre un eveniment, ci despre un proces continuu de separare. Pentru că după eliberare să perseverăm în sfințenie în fie care zi. Domnul Hristos spunea, veți cunoaște adevărul și adevărul vă va face liber. Și în altă parte spunea, cuvântul tău e adevărul. Sfințește-i prin adevărul tău, prin cuvântul tău, care e adevărul. Soluția e la îndemână. Dar nu e simplă de aplicat, pentru că întotdeauna adevărul ne face liberi. Dar doar prin ascultare rămânem liberi. Soluția este în Roman 12, de la 1 la 2. Vândem dar fraților pentru îndurarea al Dumnezeu să aduceți trupurile voastre ca o jertfă vie. Sfântă, plăcută lui Dumnezeu, aceasta va fi din partea voastră slujbă duhovnicească. Vezi tu, cu fiecare decizie de a asculta de Dumnezeu, Avram a fost o jertfă vie. Cu fiecare decizie de a lăsa în urmă păcatul, de a lăsa în urmă tiparele vechi, Avram s-a înnoit. Pentru că pe cine urmezi, la cine te uiți, ca ăla o să devii. Amin? Să nu vă potriviți chipului veacului acestuia, ci să vă prefaceți sau să vă transformați prin înnoirea minții voastre, ca să deosebiți bine voia lui Dumnezeu cea bună, plăcută și desăvârșită. Iată că este un proces continuu de refuzare a tiparelor acestei lumi. Refuz să acționez bazat pe tiparul acestei lumi. Refuz să acționez bazat pe impulsul care n-am. Refuz să acționez bazat pe un alt sfat decât sfatul Scripturii. Refuz, refuz, refuz. Da, frate, dar pierzi. Dacă tot ți e așa cu Scriptura, o să pierzi. Uite câte oportunități îți dă lumea asta. Uite ce masă bogată are diavolul pe care o întinde în fiecare dimineață lumea acestea pe internet și nu numai. Dar știi ce a spus Hristos? Dacă vrei să-ți păstrezi viața o vei, pierde. Dar dacă o pierzi pentru el și Evanghelia o vei câști, o vei câștiga. Dragul meu, când am renunțat la familia mea, la cei golani cu care crescusem, -mi Dumnezeu mi-a dat o familie mai mare și mai numeroasă familia domnului Iisus Hristos. Când am renunțat la dumnezeul acestei lumi, Dumnezeu a venit în viața mea și a devenit un Dumnezeu mai mare, mai bun, mai sfânt, mai drept, care m-a ținut în brațul lui, m-a păzit și m-a protejat și astăzi sunt aici datorită harului său. Ar fi trebuit să fiu putrezit de mult ca unii din prietenii mei, dar sunt în viață pentru că l-am urmat pe Hristos. De asta spune Scriptura în Evrei 12:1, recitesc. Și noi dar și noi, noi, toți noi, fiindcă suntem înconjurați cu un așa mare nor de martor, să dăm la o parte orice piedică și păcatul care ne înfășoară așa de lezne și să alergăm cu stăruință în alergarea care ne stă înainte. Iată că este o alergare și trebuie făcută cu stăruință. Eu nu pot să alerg pentru Dan. Dan trebuie să alerge pentru el. El nu poate să alerge pentru mine. Eu trebuie să alerg pentru mine. Eu pot să-l încurajez, să-i zic, da, nu te lăsa, ridică -te. Dar fiecare are un culoar al lui. Beni, ai culoarul tău. Aleargă și nu te lăsa. Perseverează până la sfârșit. Adina, ai culoarul tău. Ai culoarul tău. Timo, ai culoarul tău. Ai culoarul tău. Aleargă, aleargă. E un culoar al credinței. E un culoar al celor care perseverează până la sfârșit. Să alergăm cu stăruință în alergarea care ne stă înainte și cum alergi? Uitându-te la sintă, la căpetenia și desăvârșirea credinței noastre, adică la Isus. Spunea dimineață un cuvânt, arătați-ne-L pe Hristos. Ca să-L arătăm, trebuie mai întâi să-L vedem noi. Amin? Avram l-a văzut, spune cartea evrei că el vedea. Cum vedea? Cu ochii credinței. Venea un mântuitor venea un mântuitor, avea o cetate care l-aștepta și de-aia i-a fost și ușor să părăsească pământul ăsta dacă nu-ți este ușor să părăsești pământul și simți în tine bătălia aia ca nevasta să te uiți în urmă, să mai tragi o privire la cele vechi să mai deschid o fereastră de internet să mai văd un pic, să mai văd un film să mai văd un... sunt 5 minute care se transformă în 40 și după aia în 3 ore dragul meu, astăzi e timpul de pocăință Vreau să fiu ca Avram, un om care renunță la vocea familiarului, la lucrurile cu care m-am obișnuit pentru lucrurile noi care le are el pregătite pentru mine. Vreau să fiu ca Avram, un om care renunță la mândria sinelui. Cine sunt eu? Nu sunt nimeni! Sunt un pumn de țărână pe care a suflat Hristos și sunt aici pentru o vreme să-i mărturisesc puterea. Vreau să renunț la vocea aceea a prietenilor care nu îl mărturisesc pe Hristos și te influențează și îți dau sfaturi Venite care par logice, dar nu sunt biblice. Și vreau să fiu atent la vocea din grupul meu intim, a soției mele și a prietenilor mei, ca întotdeauna să discern să fie vocea Cuvântului lui Dumnezeu. Pentru că vreau să fiu un urmaș al lui Hristos veritabil și cred că și tu vrei asta. Amin? Ne ridicăm să ne rugăm. Și în seara asta roagă-l pe Dumnezeu, Doamne, eliberează-mă. Nu știu în care din legăturile astea ai încă bătălii. Ce zice mama, ce zice tata, ce zice Gigi, ce zice Ion, ce zice vecinul, ce zice vecina, ce zice prietenii, ce zic ăia, ce zic ăilalți. Dar Domnul te va elibera astăzi, amin? De asta, dragul meu, haideți să ne rugăm, Doamne, eliberează-mă. Poate ești un om care ești plin de sine. Le știi pe toate și nu mai ai nimic de învățat. Ai 30 de ani și deja ai graduat din toate școlile. Adu-ți aminte Moise la 80 de ani să ruga, Doamne, învață-mă căile tale. Îmi place de Moise. Un om smerit. Un om smerit se roagă mereu, învață-mă, Tată. Ce mai trebuie să corectez la viața mea? Tată Ceresc, ăsta a fost mesajul tău. Tu l-ai eliberat pe Avram și le-ai ajutat, Doamne, ca cu fiecare eliberare să se apropie mai mult de Tine. Ajută-ne în seara aceasta, Doamne, să dăm la o parte aceste legături ale compromisului din viața noastră. Aceste minciuni, Doamne, care le-am crezut până acum și să fim liberi, să fim liberi, să fim liberi cu adevărat. Ajută-ne, Tată, să mergem ca niște fie liberați și să păstrăm eliberarea prin ascultare zilnică de adevărul Tău. Doamne, nu vreau să fiu campion doar într-o zi. Vreau să câștig războiul. Îți dorești să câștigi războiul, să treci linia de sosire? Ajută-ne, Tată. Ajută-ne, Tată. Căci nu putem fără tine. Despărțiți de tine, nu putem face nimic. Dar cu tine, toate sunt. Posibile. Cerei Domnului liberare în seara asta.